care sunt trendurile în materie de păr anul acesta, pentru că am văzut că se poartă tot felul de bijuterii în păr. Bijuterii în păr, mi se pare genial pentru cine poate să încerce treaba asta. Mie mi-e puțin teamă, mă gândesc că de fiecare dată o să mi se încălcească ceva. Dacă faci cum trebuie, cu siguranță ți iese bine și stă frumos părul, da? Da, trebuie să știi exact sau să te duci la un specialist. Iată cum este Nicoleta, care a venit la această dimineață, Nicoleta. Cum facem să avem o coafură impecabilă, să folosim, iată, și bijuterii, dar să ne și iasă ceea ce trebuie, pentru că de multe ori poate rezultatul nu e chiar cel așteptat. Și să nu ni se încurce părul, asta este foarte important. Da. În primul rând, este important să alegem bijuteriile corect, pentru că dacă o să avem niște bijuterii foarte subțiri și foarte cu multe pietrecele, este posibil să ni se încurce părul. Dar eu pentru astăzi am ales un lănțișor sau putem să unim două lănțișoare între ele dacă avem părul lung și nu ne ajunge lănțișorul. Da. De exemplu, cum are Diana părul foarte lung, am unit două lănțișoare pe care le-am prins într-o coadă. Hai să vedem cum. Așa. Am prins o coadă simplă, normală, cu lăcățelul de la lănțișor am prins de elasticul de la baza cozii. După care o să facem astăzi o coadă răsucită. Răsucită, că se poartă foarte, foarte, foarte mult. Și am împărțit coada în două. Da. Partea din dreapta o răsucim înspre exterior cu tocul lănțișor. Da? Și învârtim? Ca să se vadă și învârtim pur și simplu. Până termin părul, cum ar veni. Iar a doua parte o răsucim înspre interior. Și tot timpul punem partea din dreapta peste partea din stânga. Dreapta peste stânga dreapta mereu. Dreapta peste stânga, da. Și dacă e invers, ce se întâmplă? Dacă e invers, nu o să ne iasă șnurul și o să se desfacă. Ah, ok. Bine. Pur și simplu avem grijă să se vadă și lănțișorul cât de mult dorim. Da. Putem să punem și mai multe lănțișoare dacă vrem să fie și mai auriu părul nostru. Sunt o persoană care încurcă oarecum celelalte persoane. La părul scurt merge, că văd că ai venit cu părul lung. Merge, dar nu în jurul cozii. Putem să punem la baza cozii, putem să punem aici o coroniță, putem să prindem, uite cum am prins aici, coada de sus cu lănțișor, chiar dacă este scurt. Nu contează cât e de lungă coada. Deci lanțurile, hai să vedem. Asta e baza. Da, lanțul, asta este baza. După aveam care... la un moment... Ia, da, spune, după care... Prindem coada și uite ce poți să faci și la părul scurt. Dacă nu spui lănțișor, poți să spui o broșă foarte faină sau poți să... Ce voia mea să zic? Că mergeți cu avionul să nu vă faceți coada asta, că vă pare părul și da, coada. Da, da, da. Îți dai seama că nici nu treci de filtru de control, că piui până... Și te tot întorc până reușești să... Și uite, cu o agrafă, cu un simplu... Și că piui până chelești. Asta... Cine a zis? Eu. Nu te-ai distrat? Așa. Ce voiam eu să zic? Aveam la un moment dat, acum vreo 2 ani sau 3 ani, o curea de lanț din Zale Mari. Și la un moment dat m-am îmbrăcat cu o rochiță auriu și nu știam ce să fac cu părul și am pus cureaua pe cap precum o bentiță. Hai să râzi, dar acest lănțișor a fost cureaua mea de astăzi de dimineață. Exact. Doar că mi-am dat un jos și am pus să-i împăr. Nu cred așa ceva, ba, da? Uite, avem și lănțișoare normale pe care le putem pune aici sau ca o coroniță. Sau mai există aceste broșe, speciale pentru păr sau inele, pe care le putem pune la bază, apropo dacă ai părul scurt, da? Sau dacă ne ies firicele, așa avem părul rebele, drepte. Da, exact. Și putem să prindem și acest. Și un lucru foarte important, la ce purtăm acest accesoriu? Uite așa, na, rumbura. Sincer, este un look foarte cool care se va purta și o să-l tot vedem pe Instagram și pe TikTok vara aceasta. Putem să-l purtăm atât la festivaluri, că tot începe perioada asta și s-au scos restricțiile, dar și la un eveniment, de ce nu? Pui nu mai punem accesorii, ni le punem în păr. Așa, da, e destul de elegant. Poate fi purtat și seara, ca să zic. Poate fi purtat și seara, dar poate fi făcut și foarte cool, o coadă cu multe, multe lanțuri și atunci îl purtăm cu blugi, cu o cămașă, foarte cool. Am văzut și împletituri cu inele auriu. Da, uite, ceva de genul acesta am și eu. Nu este chiar un inel, este mai mult o broșă specială pentru păr, dar da, se pot pune foarte multe inele. Păi din loc în loc, așa, nu-și arată bine. Da, exact. Data viitoare o să facem unul cu multe lanțuri, să vedem cum arată și cu multe lanțuri pe păr. De preferat auriu și argintiu să se și vadă, nu negru, nu. Sau poate negru și colorat. Poți să pui blond. Depinde ce culoare ai la dacă păr. Dacă e blond, da, foarte exact. Deschis, merge și negru, ramă. Da, nu? Exact. Da. Foarte, foarte fain. Și uite, arată foarte fain.
Mulțumim foarte mult! Mulțumim, eu vă mulțumesc și mai multe împletituri cu lănțișoare vedem pe Instagramul meu. Abia aștept să te urmărim, să ne facem și noi în fiecare zi altă coafiură, nu? Nu, sunt împletituri, deci asta avem anul ăsta, eu așa am reținut, că sunt împletituri sau păr cât mai natural. Natural, da. Da, și lanțuri, tot felul de brizbrizuri de-astea pe care și să le prindem. Și eșarfe. Și eșarfele mele. Eșarfele mele preferate. Bun, ne-am organizat, suntem la zi, mulțumim foarte multe, mai așteptăm cu alte tipsuri și tricksuri. Tricks and tricks. Ne vedem după scurtă.